Pena, pôs a mãe. Pôs a mãe. Trește, Smart, continuăm. Invitata mea a sosit în studio. Am să încep prin a vă spune că este un simbol al gimnasticii românești. A luat de-a lungul carierei nenumărate medalii, însă este cunoscută ca fiind dublă campioană olimpică la gimnastică. Bine ai venit, Sandra Izbașa! Bine te-am găsit, Adina, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că, în sfârșit, reușim să ne vedem în acest studio frumos, pentru că noi ne-am mai tot întâlnit la diverse evenimente, da, și niciodată n-am reușit să ne coordonăm programele. Și dacă vorbim despre trei Smart, păi tu ești persoana pe care să o întrebăm, cum, domnule, cum se trăiește, domnule Smart? Abia așteptam să vin la tine în emisiune și să-ți povestesc așa un pic din ritualul meu zilnic, cum am învățat eu să trăiesc Smart și cum m-am educat să trăiesc Smart până la urmă. Toată lumea vrea să știe care sunt secretele unei campioane atunci când vine vorba de viața de zi cu zi. Dacă ții dietă, spre exemplu, ții dietă? Am ținut dietă în momentul în care am renunțat la sportul de înaltă performanță pentru că nu voiam să explodez și nemai făcând două antrenamente pe zi zilnic, 6 zile din 7, am decis să renunț la cele două mese și să rămân la o singură masă pe zi. Și am, mâncai o singură dată pe zi? Da, în antrenamente, când făceam sport de înaltă performanță, aveam 3 mese, dar pentru că eu preferam să dorm mai mult de dimineață, săream peste micul dejun, aveam masa de prânz, unde reușeam să mănânc ceva mai mult, compensam și masa de dimineață și masa de seară. E, în momentul în care m-am retras, am preferat să elimin și masa de prânz și să mănânc o masă spre seară până în ora 6 și de prânz, dar și de seară în așa fel încât să nu iau foarte mult în greutate. Și am reușit să fac lucrul acesta, dar mi-a fost destul de greu pentru că în momentul în care m-am lăsat trebuia să mențin și fizicul pentru că se lasă mușchiuleții și încep să te doară oasele și atunci prefer să faci. Dacă ești în ritmul cu care erai obișnuită? Da, pentru că noi suntem ca o mașinărie, noi am și spus. Exact cum vezi o mașină, cum nu mai pornești, ai văzut că nu mai merge. E, așa suntem și noi. În momentul în care ne-am oprit de tot, încep să te doară oasele și faci tot felul de întinderi, fără să faci mare lucru. Acum 5 ani, te-ai retras din activitatea competițională. Cât de des te antrenezi zilele astea? Zilele astea prefer să mă antrenez 20 de minute pe zi. Încep cu un stretching de 10 minute și încă 10 minute îmi fac câteva exerciții de forță. Și cam ăsta este antrenamentul meu zilnic, pentru că așa mă simt bine și am constatat că mențin și musculatura și fiecare persoană trebuie să-și adapteze pentru stilul propriu exercițiile. Nu pot să dau eu o recomandare pentru că ce mi se potrivește mie, poate nu ți se potrivește și ție. Și nu trebuie să uităm că tu până la urmă ai început sportul de la o vârstă fragedă, ai o altă masă musculară, o altă structură musculară și osoasă și atunci ție ți este ușor în zilele noastre doar să te întreții. Și musculatura noi, are obișnuiți, memorie și musculatura. Da, are memorie și atunci dacă eu îi ofer puțin, ea se menține acolo pentru că eu nu mai vreau să dezvolt acum masă musculară. În sportul de performanță, da, trebuie să ai un suport muscular bine dezvoltat ca să-ți mențină oasele să nu ajungi la accidente. E, acum nu se mai pune problema de treaba asta. Cred că pe la vârsta de 14-15 ani mi-am dat seama că am potențial în acest sport, pentru că până la vârsta respectivă luasem câteva medalii, dar nu foarte importante. La 16 ani am cucerit prima mea medalie importantă la campionatele europene de la Volos și mi-am demonstrat că pot face acest sport. Și am avut și momente în care mi-am dorit să mă retrag, dar în momentul în care eu am dat de gustul locului întâi, părinții mei au spus că ar fi foarte bine dacă aș practica un sport într-un mediu ferit de pericole și atunci, fiind aproape de stadionul Ghencea,
am mers la clubul Steaua, la terenul de tenis. La vremea respectivă, mie mi se părea că acea rachetă este mai mare decât mine. La 4 ani, da. La 4 ani, ce să facă? Mi-a fi plăcut tenisul, dar nu a fost să fie, din păcate, și am ajuns după la sala de scrimă. Tot așa, când am văzut acea spadă, am crezut că o să intre, o să mă rănească. Și am spus, nu, când am ajuns la sala de gimnastică, am văzut groapa cu bureți și m-a fascinat. Dar nu știam despre ce este vorba, în adevăratul sens al cuvântului gimnastică. Urma să aflu. Am avut momente dificile pentru că la vârsta de 7 ani, în momentul în care am început școala, am vrut să mă retrag pentru că simțeam că nu fac față și antrenament și școală. Dar atunci au intervenit antrenorii și mi-au spus că am potențial pentru acest sport și să mai am răbdare pentru că o să depășesc și perioada asta. Era totul nou. Aveam școală de dimineață, antrenament de după amiază, după s-a schimbat programul, aveam gimnastică de dimineață, școală la prânz, gimnastică după amiază. Wow. Și ajungeam acasă, făceam teme. Și asta în fiecare zi? Asta în fiecare zi, da. Asta de la vârsta de 10 ani am început programul ăsta și mi se părea totul frumos, fascinant, pentru că plecam de dimineață la ora 7 și mă mai întorceam la ora 8 seara. Părinții mei mă ajutau de fiecare dată să-mi fac repede temele ca să pot să mă odihnesc, ca a doua zi să o ia de la capăt. Bănuiesc că a fost destul de dificil și pentru părinții tăi, pentru că inițial au zis, bun, hai să ducem copilul la un sport, după care au zis, copilul are talent. Acum nu mai putem retrage, că e păcat să-l susținem pe calea asta, deși își dădeau seama că e greu pentru tine. Și-au dat seama că este greu pentru mine, dar n-au spus o clipă că trebuie să fac acest sport. Îmi arătau părțile pozitive și părțile mai puțin bune, să le numesc așa, dar au fost cinstiți cu tine. Au fost cinstiți de fiecare dată și în momentul în care eu îmi doream să mă retrag, de fiecare dată îmi spuneau, păi da, dar nu ar fi păcat să dai așa la o parte toți anii ăștia munciți și toate eforturile pe care le-ai depus, așa, pentru o decizie de moment, o să se ducă totul. Îți convine și nu îmi convine. Și mai stăteai, te mai gândeai? Și tot timpul tatăl meu... Mai câștigai medalii? Da, mai, bine, la vremea respectivă câștigam diplome, dar da, și după aceea am început să câștig și medalii și am început să-mi placă lucrul ăsta. Pentru că fiind pe locul întâi, cine își dorea să renunțe? N-ai cum. Privind în urmă, care ți se pare că a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut copil fiind pentru această activitate? Să mă despart de familia mea, de prietenii dragi și să încep o nouă viață. Pentru mine asta a fost cel mai mare sacrificiu. Și când am descoperit noul colectiv, a fost așa, eu mă adaptez destul de repede, dar când ești departe de familie și nu ai niciun fel de comunicare cu ei, nu poți să ajungi doar prin scrisori, pentru că la vremea respectivă scrieam scrisori, mi s-a părut foarte greu. Și părinții mei îmi explicau prin scrisori de ce mă aflu acolo și încercau să-mi explice că chiar dacă am 12, 13, 14 ani, eu treaba asta trebuie să o iau ca pe un job, ca și când aș merge la serviciu, ca să mă scoată un pic din zona, că mă, vreau și eu să stau cu prietenii acasă, vreau și eu să mă joc. Dar până la urmă mi-au explicat despre ce este vorba și am înțeles. Mi-a plăcut că i-am ascultat și că m-am ghidat după ce au spus ei la vremea respectivă. Este de adevărat ce am auzit, că nu aveți, ca și gimnaste, nu aveți voie dulciuri? Antrenorii spun nu dulciurilor? La vremea respectivă, pentru că acum nu mai este așa, da, nu aveam dulcele pe care mi-l doream noi zilnic și să mâncăm în cantități mari. Nu era la discreție. Nu. Aveam două rânduri de ciocolată și cam asta era totul pe întreaga zi. Și, bineînțeles, cele trei mese, dacă apucam să le mâncăm. Pe de altă parte, lucrul acesta te-a format și mă gândesc că nici azi nu ești nebunită după ciocolată sau nu te arunci în dulce. M-a format sportul în general și m-a educat, pentru că nici acum nu pot să mănânc foarte mult dulce. Nu,
pot pentru că simt așa, am o vină, mă, dacă mănânc mult, mai simt bine că mă îngraș, mai bine nu, mai bine reușesc să mănânc altceva nu dulce, de exemplu un caju crud. Niște migdale și atunci... Faci alegeri sănătoase. Faci alegeri smart. Da, fac alegeri smart. Exact. Care este aparatul tău favorit? Aparatul meu favorit. Știu că ai excelat la toate, ai luat aur la sol. La sol și la sărituri. Și la sărituri, da. La toate nu putem să spunem chiar la toate, pentru că paralelul mi-a fost un aparat pentru echipă și pentru individual compus. Nu am excelat într-un mod deosebit, dar solul și săritura, la un moment dat și bârna, pentru că noi ne ghidăm după un anumit cod de punctaj în gimnastică. El se schimbă odată la 4 ani. Și din 2008, nu, din 2004 până în 2008, acel cod de punctaj pentru mine la bârnă a fost ca o mănușă și am reușit să ajung vicecampioană mondială la bârnă și după 2008 spre 2012 am rămas cu bârna aparat de echipă și de individual compus. Dar cel mai mult am pus suflet pentru sol, pentru că exista acea parte artistică unde reușeam să interpretez și mă bucuram de muzică, mă bucuram de diagonale, mă bucuram pentru că reușeam să le ofer oamenilor un program artistic de dinamism, de eleganță și treaba asta mă mulțumea, era exact pe sufletelul meu. Iar partea cu săriturile mi-au plăcut și ele. Domnul Beluș și doamna Mariana Bitan m-au descoperit din 2010, după ce am avut o accidentare gravă în 2009. Am avut o ruptură de tendon ahilian. Mi-a fost destul de greu să revin, dar dânșii au avut așa o viziune pentru mine. Mi-au spus, da, ok, am înțeles că te-ai accidentat. Tu vrei să revii și să mai faci gimnastică de performanță la cel mai înalt nivel? Și le-am spus, da, dar nu promit nimic pentru că nu știu cum voi evolua cu recuperarea. Și în momentul ăla mi-au spus că pe lângă sol, ei m-ar mai vedea la sărituri, excelând. Și nu le-am dat... Nu le-am dat niciun credit, le-am zis, nu, imposibil, eu săritura, mai ales după nu, mai ales după accidentare. E, domnul Beruș cu doamna Mariana au reușit ca în 2 ani de zile să mă facă să câștig 2 campionate europene la sărituri și jocurile olimpice. Aproape cam egalat ca și rezultate aparatul sol. E, nu mi-a venit să cred, în momentul ăla le-am și spus, jos pălăria, deci de-i mai tare. Ce ai preluat de la antrenorii tăi și îți dorești să transmiți mai departe copiilor pe care tu îi antrenezi? Că știu că ai o grupă de copii pe care îi antrenezi. Am o grupă de copii. Momentan, din ce am învățat de la antrenorii mei, pot să aplic să aibă o disciplină, să înțeleagă de ce se află în sală, să muncească cu un scop, să fructifice timpul până la urmă, că de aceea vin la sală zilnic. Îmi place să mă cobor la mintea lor pentru că vreau să le explic pe înțelesul lor și nu putem să ne comportăm mai sever cu ei pentru că sunt deocamdată mici, au 7 și 8 ani. Dacă doresc performanță, bineînțeles, se vor schimba treburile și atunci trebuie să devii din ce în ce mai sever și să muncești foarte mult ca să atingi performanțe deosebite. Noi românii am iubit întotdeauna gimnastica, am avut întotdeauna campioane, așa ca tine. Mulțumesc. Și ne dorim în continuare, foarte mulți dintre noi, să vedem că lucrul acesta rămâne acolo sus, că România va fi în continuare pe podium la gimnastică. Există în prezent o bază de selecție la fel de mare, așa cum aveam mulți ani în urmă? Nu, din păcate nu. Și noi ne dorim din suflet să promovăm sportul, să atragem copiii către sport, mergem prin școli, le explicăm despre ce este vorba, dar eu din ce am observat, părinții, pentru că până la urmă părinții trebuie să, sau bunicii trebuie să aducă copiii către sport, să-i ghideze către sport, nu mai sunt la fel de atrași cum erau înainte și găsesc tot felul de modalități să scape oarecum de greu, pentru că partea cu sportul nu este o parte ușoară și trebuie să te sacrifici, dar până la urmă dacă ai șanse să ajungi
către performanță și să ai rezultate deosebite, acel sacrificiu se merită. Compensează, da, merită. Da, doar că este foarte mult de așteptat și probabil părinții nu mai au aceeași răbdare. Ei vor, a, ce bine, bine că am adus copilul la sport să-mi faci fata campioană. Nu e despre asta vorba. Trebuie să investești foarte mult timp, răbdare, trebuie să le explici copiilor de ce merg în fiecare zi la sport. Trebuie în școli să le explice, să educe pentru sport, pentru că până la urmă este vorba despre mișcare, despre ceva frumos și până la urmă se recompensează acest sacrificiu la un moment dat. Satisfacțiile sunt imense. Dar cred că este și foarte important, așa cum spuneai și tu, de exemplul tău în copilărie, cineva să-ți spună: măi, știi ceva, tu până la urmă nu ai ce să cauți la gimnastică pentru că nu ăsta este domeniul tău. Uite, du-te alături la tenis, cum la tine a fost invers. Da, noi oricum în momentul în care avem o bază de selecție, vin copiii către gimnastică, noi avem niște teste, în momentul în care noi vedem că nu au treabă prea multă cu gimnastica, încercăm să-i ghidăm către un alt sport, dar să nu renunțe. Pentru că poate să nu fie bun la gimnastică, dar să fie bun la tenis. Să nu fie bun la tenis, să fie bun la scrimă și tot așa. Se găsesc tot timpul variante. Să poată să facă sport și în prima fază, eu asta le recomand tuturor copiilor, bineînțeles și părinților, ca să le spună copiilor, să facă sport pentru a se dezvolta armonios, pentru o minte sănătoasă, pentru a se descurca, pentru a se educa mult mai bine față de restul copiilor. Noi ne dorim, bineînțeles, să vină toți la sport acum, bineînțeles. Dar trebuie să și priceapă acest lucru, pentru că noi degeaba spunem, dacă nu ajung la creierașele lor, nu avem cum. Bye.